În cadrul dezbaterii despre această rotativă care dă să urmeze, dar nu știm sigur dacă va fi, intervine însuși domnul Stănescu Paul. Paul Stănescu dă să intervină astăzi, să aibă un cuvânt de spus în legătură cu această tensiune care s-a iscat din momentul în care liberalii au fost ultimii care au dat senzația că această rotativă nu că nu va avea loc, dar poate o amânăm până în septembrie. Poate lăsăm până în septembrie, de ce ne grăbim acum? Deci pare că vor să împingă această rotativă către septembrie, ceea ce a determinat, așa seismic vorbind, niște unde către Partidul Social Democrat care au deranjat. Domnul Paul Stănescu vorbind astăzi despre această rotativă și despre această îngrijorare că ea nu va avea loc. Liderul PSD, Paul Stănescu, susține că alternativa la rotativa politică ar duce la o criză politică. Ultima obsesie născută în spațiul public, dacă se va face sau nu rotația, riscă să alimenteze o falsă percepție a unei viitoare crize politice, iar românii și mediul de afaceri nu au nevoie de o grijă în plus, a spus secretarul general al socialdemocraților. Acesta a avut un mesaj și pentru partenerii de coaliție. Sunt convins că Partidul Național Liberal e conștient de beneficiile politice ale parteneriatului cu Partidul Socialdemocrat. Noi avem intenția și voința de a asigura României o guvernare stabilă cel puțin pe termen mediu și cred că în ciuda unor probleme fie legate de anumiți miniștri, fie de unele programe guvernamentale pe care putem să le tranșăm în coaliție ca și până acum vom merge mai departe. Paul Stănescu îl secundează astfel pe Marcel Ciolacu care la rândul său anunțase că nu se pune problema amânării rotativei. Nu suntem nici la talcioc, nu e nici tocmeală. Eu am și cred că sunt ferm convins și am avut discuția aceasta cu domnul prim-ministru să avem o abordare responsabilă. În primul rând, e o temă falsă ce se întâmplă în acest moment și vă spun cu tot respectul și cu toată dragostea. Nu există această temă pentru români. Această temă se vehiculează în lipsa altor teme. Cineva să nu facă propunerea. Avem niște discuții, niște oameni de stat responsabili. Spectaculos e faptul că domnul Paul Stănescu zice, da, îndoaselea față de cum zice domnul Ciolacu. Deci domnul Paul Stănescu zice, domnule, tocmai că nu avem nevoie să plasăm o grijă în plus cetățenilor. Domnul Ciolacu zice, domnule, oricum cetățenii nu sunt interesați de chestia asta. Deci vezi cumva, din unghiuri diferite vin și încearcă să contrazică lucrurile. Domnul Zanfi, te întreb de la obraz pur și simplu că mă gândesc că se va ajunge și acolo. Crezi că se poate amâna această rotație? Că tot timpul se găsește un motiv cu un război la care, domnule, în plină pandemie. Se poate amâna această rotație din cauza problemei extraterestrilor care se discută la nivel internațional și am avut și noi problema asta azi cu balonul, a circulat și deasupra capetelor noastre un balon. Se poate amâna, crezi, această rotație folosindu-se de acest argument, să zică domnul Ciucă, domnule, acum nu avem timp de rotații, e o tensiune la nivel internațional pe zona de extraterestri, nu știm dacă avem timp de așa ceva, nu avem nevoie de așa ceva, rămânem, doamne, iartă-mă, în funcție așa cum suntem. Extraterestrii sau intraterestrii, domnul Buzoianu, bineînțeles că poate fi invocat. Și mi se pare și un motiv plauzibil. Abia ăsta e un motiv serios. Ăsta ar putea fi un motiv, pentru că ce am auzit până acum, discuțiile despre stabilitate, despre conflictul de la granița României, despre tensiuni, mă aștept să invoce și discuțiile din Republica Moldova. Dom'le, se clatină regimul. Maia Sandu, așa, bravo. Haideți să nu facem acum rotația. Să mai stăm puțin să vedem ce se întâmplă. N-are, domne, nicio legătură. Nu se întâmplă, domne, nimic. Poți să vă prezentăm în cele ce urmează cum instituții esențiale în arhitectura statului, mai ales în situații de-astea delicate, sunt vulnerabile în fața unor atacuri informatice modeste. Cu ce se luptă Ministerul de Finanțe? Cu ce se luptă televiziunea de stat, care în caz de conflagrație are rol de importanță strategică? Deci ce probleme avem noi? La ce nivel sunt problemele noastre? Vă prezentăm în cele ce urmează. Da. Chiar nu cred că se simte nicăieri că pleacă premierul Ciucă și vine premierul Ciolacu. Începutul e mai degrabă identic. Ce să spun? Pleacă Ciu... Vine Cio. Sigur că o modificare tectonică nu poți să zici că... Adică nu avem de face cu două plăști. Se va zgâlțâi planeta că pleacă Ciu și vine Cio, domnul Buzoianu. Mai ales în condițiile în care Ciu din premier va deveni vicepremier. Da. Deci poveștile astea cu... Nu ne permitem în acest moment schimbări bruște care să destabilizeze. Domne, pleca ministrul apărării din această țară. Și cum a plecat ministrul apărării? Hai zis așa. Știi ce? Eu nu prea mă înțeleg cu... Hai că îmi dau demisia. Domne, și-a plecat. Ministrul apărării.
Da? Nu ministrul de la dialog social. Ceea ce oricum nu avem în această țară, Ministerul pentru Dialog Social, ca asta mai lipsea. E, domnul Buzeanu, înțeleg însă că amuzamentul situației rezidă în altceva. Fii atent aici. Deci se vorbește despre amânarea rotației guvernamentale pentru luna septembrie. Să acum în mai până pe 25 mai, prea e de scurt. E de scurt, domnule, stai un pic, ne pregătim. Că la cum verbalizează politicienii noștri, cred că asta a fost topica. Prea e de scurt. Și când să fie? Septembrie încolo. Să culegem și noi via, nu știu care să e. Nu știu, să ne apropiem de... Da. Da. Și au zis, să ne întoarcem, bravo, corect. Și eu m-am gândit la treburi de-astea gospodărești, când oamenii, păi unde mă, mai? Mai e ca naiba. Mai e sezon în partea aia. Pe aia, iunie, iulie, august. Da. Septembrie. La final de septembrie, frate, că suntem toți înapoi. Dacă n-o fi și unul mai excentric, care spune, păi mie nu, mie îmi place octombrie, na, într-o anumită regiune. Dar... putem și fără ăla. Domnul Buzeanu, zic PSD-știi că peneliștii își doresc amânarea pe motiv de problemele lor personale, în sensul în care și-ar dori să-l prindă nominalizarea la președinție pe domnul Ciucă în funcție. Că altfel îți desemnezi candidatul la alegerile prezidențiale când candidatul tău e premierul României, domnule prim-ministru, veți fi președintele României, să rup mânușițele, cum se salută acolo, nu știu că nu m-am uitat. Trebuie să fie cineva. Băi, premierul, pe cine a spus mă candidat? Voi pe cine aveți mă candidat? Pe premierul României. Dar doamna Dăncilă așa a ajuns... Pe primul ministru. Pe primul... Doamna Dăncilă așa a ajuns candidat la președinție. Era premierul României. Era prima ministră. Așa. Așa. Dacă spui, noi, domne, noi îl avem pe viceprim-ministru. A viceprim-ministru. Râde lumea, bă, ne bate. A viceprim-ministru. Adonai, cât de rizol. Dar a fost tu premier al României, domnul Nicolae Ciucă? A fost, dar i-a fost, fost. Era el. Arată, sună bine, arată, domnule, fostul. Fostul, fost, fostul, sigur. Premier. Dar și Sorin Grindea nu-i fost premier al României. Aici te contrazic, pentru că întotdeauna a fostul, e ceva prestigios în România. Uite, Ponta, de exemplu, acum se laudă. Deci era, mandatul lui a fost mai degrabă ceva jenant. Ce trebuie mușamalizat. Dar după o perioadă de timp, lumea uită și pare o idee bună, în comparație. De-aia zic, poate fostul sună mai bine decât actualul premier al României Ciucă. Fostul premier al României Ciucă poate e o situație mai bună, mai fostul premier mai priencă. Fostul premier Emil Boc. Da. Fostul premier Emil Boc, corect. Fostul premier Emil Boc. Nu mai merge, nu se așează, da. Nu se așează. Bun, deci ar vrea să-l prindă în funcție. Ar vrea să-l prindă pe domnul Ciucă în funcție, să spunem, uitați, avem și candidat la președinție, pe ce? Băi, pe prim-ministrul României. Da. Știi că altfel zici, păi de ce l-a spus, mă? Păi e prim-ministrul României. Dacă nu mai e prim-ministrul României, o să spune, da, de președintele partidului nostru. Păi da, mă, de al partidului vostru, totuși. Partidul vostru, țara noastră, mă rog. Și o altă problemă e că există cică pe surse politice, sunt informațiile astea, niște presiuni în Partidul Național Liberal, știu că îți vine greu să crezi. Nu că și eu am zis, presiuni în Partidul Național, tău ce presiune, craniană poate. Da. Bun, domnul Zeanci, că ar fi niște presiuni în Partidul Național Liberal, din partea unor miniștri, nu dăm nume. Nu dăm nume, domne. Nu dăm, de ce să dăm? Păi de ce să dăm? Nu dăm, nu dăm nume. Niște miniștri. După cum repezi, pare că insistă, nu dau. Dar vrei să o zic 24 de ori? Nu știu cum merge discuția, cine știe, poate zic așa. Deci nu dăm nume, dar ci că niște miniștri, asupra cărora planează o remaniere dictată chiar de la Cotroceni, până la rotație. Bă, domne, până la rotație. Dacă rotația e mai încolo și remaniera e mai încolo. Cotroceniu a zis până la rotație. Bine, păi facem când o fi rotația. Nu vreți voi să vă faceți alegeri și eu stau așa neclintit și faceți 30 de metri în jurul meu. S-a făcut stagnare, nu rotație. Deci au spus unii, dar nu e momentul acum. De ce? Pentru că avem nevoie de stabilitate. Știi? Cu clătinatul ăla din cap care e... Pe vremea lui Ceaușescu transmitea autoritate și unii dintre ei au senzația că și acum e bine să mai dai așa de în cap, să te dai savant de renume mondial. Bun, așa. Nu, dar tu vezi vă că... dau un pont, nu e nimeni din aceste imagini. Nu e clară treaba, dar vezi că toți semnalează ideea de stabilitate, toți invocă ideea de stabilitate. Dom'le, da. Unii zic invocă ideea de stabilitate pentru nerotația guvernului, iar ceilalți invocă ideea de stabilitate tocmai în favoarea rotației guvernului. Noi trebuie să avem această stabilitate, noi certăm. Deci asta spun PSD-știi. Da. Dom'le, Ciucă vrea să-l prindă premieratul la nominalizarea pentru președinție care și niște miniștri... Niște miniștri, da? Bun. Niște miniștri își doresc, simțind remanierea în ceafă, să lungească cât mai mult acest mandat de până la rotație. Da, spectaculos. Partea frumoasă e următoarea.
Vin peneliștii și spun, noi și mâine am face rotație. Da. Dar PSD-iștii trag de timp pentru că vor să mai lucreze la programul de guvernare. La programul de guvernare. Deci parcă îl văd pe Marcel Ciolacu într-o ședință spunând, trebuie să facem. Nu, eu n-am timp până în septembrie să termin programul de guvernare. Îl vezi înglopat în hârtii, pur și simplu. Stănescu, prinzându-l de mână, Marcele, cât mai ai la program? Că vine acum, ziua de 25. Acum, uite, mai semnez două. Lasă-mă un pic. Lasă-mă un pic. N-am mai dormit de două săptămâni. Scriu ca Nicolae Iorga la programul de guvernare. Așa, cu tocul, înmuiat, în cerneală, scriind acolo. Da. Stai că mai am 10 pagini. Cât mai ai în programul de guvernare, că vine 25 maiul? Trântind ușa și făcând așa cu ceasul. Marcele, cât mai ai? Mai am un pic. Pot până în septembrie o amânare? N-am cum! Și fiind tot peneliștii și spun, pe lângă faptul că încă mai lucrează la programul lor de guvernare, că trag de timp să le iasă o bijuterie a programelor de guvernare. Dar cred că zic ei, domnule, în favoarea voastră, mai, ca să terminați programul ăla de guvernare. Mă spune cât timp mai ai nevoie ca să termin program. Au zis că își doresc și să stea cât mai puțin la guvernare. Deci zic liberali. Da. PSD-iștii vor să stea un pic la guvernare. Ca să nu apuce să nu facă. Ca să nu se erodeze la guvernare. Să nu apuce să nu facă, asta e bună idee. Da. Da, nu. Băi, spectaculos. Domnul Buzea. Domnul Buzea. Știi care e certitudinea? Certitudinea, cât poate fi adăcertă, că și certitudinile sunt incerte în politică, e că pe 25 mai, potrivit unui protocol, se schimbă premierul. Asta e singura quasi-certitudine din politica românească de astăzi. Povestea aia cu stăm un pic acum, ca în 2024, să nu știi ce se întâmplă în 2024, poate în 2024, în urma unui eșec... tumultos? Da, cu tremurător în alegeri, se schimbă conducerea Partidului Național Liberal, vine o altă garnitură în frunte care dorește reorientarea către un partener mai degrabă frecventabil pentru electoratul PNL. Da. Adică nu, tu nu ai gar poveștile astea cu vom continua și în 2024. Dom'le, în 2021, dacă mi-ai fi spus că PNL va aduce PSD-ul la guvernare, aș fi râs pe tot parcursul emisiunii cu pauze de publicitate doar. Acum ar trebui să fii șocat de ipoteza că în 2024 poate se separă apele. Se separă PSD-iștii de peneliști? Nu, eu cred că trebuie să luăm și asta în calcul. Motiv pentru care mi-e greu să cred că Marcel Ciolacu spune lasă-mă, cât mai puțină guvernare certă pentru promisiunea unei guvernări de lungă durată după 2024. Nu e ceva în regulă acum, domnul Buzean, pentru că n-ai garanțiile pe care le aveai cu tehnocratul Cioloș în 2016. Era clar Cioloș și că toată lumea stă în opoziție, da. Cică, de unde? PSD a avut oameni în guvernul Cioloș. Dar în timp ce stătea în opoziție Sanchi, toți erau pe același plan. Domnul Dâncu, în guvern. Domnul Dâncu, domnul Tobă venise tot pe filieră de asta. Existau acolo mai mulți care... Ai, ce, Doamne iartă-mă, PSD-i sau PSD-i și mascați. Dar, spectaculos! E că domnul Ciolacu a spus în felul următor. Ce a zis? Dacă n-o fi 25 mai... E cel târziu, 1 iunie. Nu de se ziua pune copilului, o să zic ziua... că, domne, avem programate bine, bine petrece. Bine că ne-a tras-o spre 1 aprilie. Deci, domnul Buzean, 25 mai e negociabil pentru Marcel Ciolacu, potrivit declarațiilor sale, de om serios, de om gospodar, de revoluționar, cu rol determinant. La Buzău? Așa. 25 mai e negociabil doar în marja de până la 1 iunie. După așa 1 iunie nu se mai pune problema, indiferent cât încearcă să meșterească la o prelungire peneliștii care se simt vizați de săgețile prezidențiale. Bun, domnul Puzean, tu ta crezi că stă Marcel Ciolacu până în septembrie ca să întoarcă lumea din concediu, să-și așeze ei apele și el să stea la guvernare mai puțin, că poate ne erodăm, poate nu ne erodăm? Ce să mai erodezi, domnule, dacă mai există PNL-ul pe harta electorală în ziua de astăzi? Înseamnă că poți să faci ce vrei la guvernare nu și tot nu poți nimic. Există ideea de erodare, este nu ceva. Nu mai gata, s-a terminat cu erodarea. Licitat. Uite-te la, uite-te la USR în opoziție care nu crește. Exact asta vreau și PNL-ul supraviețuiește la USR-ul este încrâncenat în două cifre. Într-un procent limitat de simpatie publică, atâta vreme cât PNL-ul determină în spațiu public atâtea lucruri eșuate, și totuși uite că nu are în procente
nu are o prăbușire atât de amarnică. Sigur că nici nu are o ridicare, nu crezi. Dar nu are o prăbușire amarnică PNL-ul. Ce vreau să remarc în concluzia acestei discuții fastoase? Domnul Paul Stănescu, dacă puteți să-mi exemplificați aici, este spectaculoasă situația în care a apărut astăzi domnul Paul Stănescu vorbind despre această rotație, în condiții în care ieri domnul acesta Ciolacu vă vorbea despre faptul că, domnule, nu suntem la Talcioc aici să negociem funcții. Vă vehicula ideea de principii, de concepte. Domnule, noi încercăm programe de guvernare, ne zbatem pentru voi români. Și domnul Paul Stănescu este cel mai bun exemplificator al ideii că, domne, este ridicolă această așezare în teren. Fratele domnului Stănescu, conform declarației domnului Ciolacu, fratele domnului Stănescu a ajuns în ANR, o instituție esențială în contextul pe care l-am parcurs pe zona de energie, l-am pus pe un agricultor în la ANR și v-a spus cu gura lui domnul Ciolacu, nu i-a mai găsit loc acolo în Parlament. În timp ce domnul Ciolacu vă povestește cum, domnule, nu e o treabă de funcții, de doamne, iartă-mă să stă să... Adică, când stăm la Talcioc, uitându-se la reporteri ca la niște persoane de-astea rudimentare, că puneau niște întrebări rudimentare, păreau niște oameni așa angrenați în tot felul de concepte de-astea. Domnul Ciolacu v-a semnalat că fratele domnului Paul Stănescu a ajuns la ANR, că nu i-a mai găsit dracului loc în Parlament și trebuia să-l pună undeva. Asta e situația în care ne aflăm. Pe de altă parte, domnul Zanfir, avem acest necaz pe NRR, avem o grămadă de bani care dau să vină încoace. Suntem înnebuniți după bani. Bă, n-am mai văzut țară mai înnebună după bani ca România. Nu prea suntem înnebuniți. Domnul Zanfir, e nebunie mare. Dar de ce am fi, domnul Buzean, nebun? E nebun, toată lumea vrea bani în se pare că atragem cu o forță magnetică finanța, marea finanță mondială. Ce, domnule, iartă-mă, mie mi se pare că nu mai diminuați proporțiile scorului. Domnule, mi se pare dimpotrivă că suntem cei mai relaxați în ceea ce privește chestiunea financiară, pentru că noi nu atragem fonduri. PNRR-ul ăsta e mai degrabă de natură să ne liniștească sufletește. Vrei să spun de ce? De ce ce? Că banii sunt ochiul dracului și oamenii se țin departe de zona asta financiară. Banii europeni sunt ochiul dracului. Ăștia alții pe care avem din Angel Salini, ăștia alții, da, din PNDL, că e PNRR și PNDL. Ăștia așa local, dă-i dăm noi așa încolo, încolo, un pic așa. Bă, cu ăștia îți faci treaba. De la europeni, de acolo sunt ochiul dracului, domnule, să ne ținem departe de așa ceva. Și uite, un mecanism prin care ne putem ține departe de așa ceva, de PNRR-ul ăsta nenorocit, că mai schimbat, mai întors. Eram hotărât că, domnule, vin o grămadă. Nu, dimpotrivă. Ne ținem departe de acest mecanism, beneficiind de aceste... Că ești deschis la dialog. De aceste pensii speciale. Deci noi suntem încrâncenați în aceste pensii speciale, care reprezintă un jalon important pentru obținerea banilor din PNRR. Stai, domnule, care au fost desfințate în 30 de zile de la venirea la guvernare a PNL-ului. Dacă despre ce vorbești? Păi a venit PNL-ul la guvernare? Care PNL? Păi asta zic. PNL, AT, PL93, ce PNL? Să vină la guvernare. Domnule, mi-a spus Rareș Bogdan, țin minte că a zis-o la televizor, în 30 de zile, de la venirea la guvernare, a doua venire la guvernare a PNL-ului, se desfințează pensie. N-a și a zis? Păi așa a zis, dar n-a venit încă la guvernare. Cine n-a venit? PNL-ul. Și acum... Păi ce, ăsta e PNL, ce vezi tu aici? Păi ăsta e singurul PNL pe care îl vezi tu aici. Așa arată PNL-ul în zilele noastre, domne. Asta este. Nu știi că și Michael Jackson, Dumnezeu să-l ierte, într-un fel a pornit în carieră și într-un fel a sfârșit. Deci s-au produs niște schimbări. E drept. Dacă pierdeai 15-20 de ani în activitatea lui, nu îi mai recunoște. Și dânsul cine? Ce glas de privighetoare are? Așa e și PNL-ul. Dacă ați plecat puțin în localitate și v-ați întors, ăștia cine sunt? Ăștia cu galben. Ăștia PNL-ul. Galben albaștri, cine sunt? De la Petrolul Ploiești? Nici nu vreau să-i jignesc pe lupii galbeni, vă rog frumos să mă iertați. Îmi cer scuze pentru asociere. Ucraineni, ce sunt ăștia? Așa, da. Și ucraineni, ce sunt ăștia? Păi nu, da, alta, n-aș fi permis această comparație, dar am văzut că au și ei scandal de corupție acolo și deci aș putea găsi niște similitudini. Că și în PNL, de-a lungul timpului, sigur, acum nu mai e cazul, dar au existat niște probleme de corupție, nu? Fost miniștri, trimiși la pușcărie, trimiși în judecată. Spuse, domnul Boloș, gestionarul fondurilor europene din România, are acest necaz în viață și anume pensiile speciale. Pentru că e posibil ca banii aia europeni pe care îi gestionează el așa, noi să nu mai vină din cauza faptului că vin pensiile speciale. Hai să vedem. Sunt patru modificări pe care le avem în vedere pentru ceea ce înseamnă modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Primul este cel legat de reducerea valorii grantului ca urmare a creșterii economice pe care am avut-o în anul 2021 față de anul 2020, valoarea 2,1 miliarde de euro. Apoi a doua modificare este cea legată de evoluția prețului la materiale, precum și creșterea prețului la utilitățile publice, care a afectat valoarea proiectelor de infrastructură. Cea de-a treia modificare
este din, în ceea ce privește investițiile din capitolul Repower EU și aici tot ceea ce înseamnă prioritățile naționale în domeniul independenței energetice și a proiectelor pe care le gândim pentru a fi adăugate în acest capitol. Cea de-a patra modificare este cea referitoare la jaloanele și țintele care sunt afectate de circumstanțe. Domnule, a spus lucruri pe nume, nu s-a ferit de cuvinte. Te rog în suflet ca țipise. Ai început să vorbești într-o dată și așa îmi place. Vă recomand Marcel Boloș pentru cei care au tulburări de somn. Persoane care suferă de insomnii, nu băgați pastile, nu consumați. Terminați cu prostile că băgați mai... tot felul de chimicale în voi. Ascultați-l pe omul ăsta natural, vorbind, de somnolent. Un pic de Marcel Boloș, înainte Boloș, de culcare. Da. Vă spun și dacă ați consumat, nu cafea, Nes, înainte. Vă spun, bate orice, deci trebuie luați. Da. Trebuie să dați și copiilor, că sunt unii care au programul dat peste cap, că așa sunt generațiile astea, noi, domnul Buzeanu. Domnule, treaba este dați Marcel Boloș, că nu se mai poate. Stai domnul că trebuie Boloș să mă dezmeticesc un pic. Se luptă cu acest necas pe care l-are în viață, aceste pensii speciale cu care ne luptăm noi cu toții. Pentru că în spațiu public acest subiect nu a devenit copleșul, nu se mai poate discuta despre așa. Este ceva obositor, e ceva nefezabil. M-am săturat să vorbesc despre pensiile speciale, ceva ce deja, domnule, deja pare... Păi hai să nu mai vorbim despre domnul Zanfi, problema este că e posibil mai avem subiecte să nu mai ajungem la banii europeni din cauza pensiilor speciale, din cauza că avem pensii speciale. De vestea proastă este că e posibil să nu luăm banii europeni, dar vestea bună este totuși că e posibil să rămână aceste pensii speciale. Pentru că e vorba de banii românilor, domnul Zanfir, cum bine ți-a explicat domnul Zesea de la Partidul Social Democrat când a crescut veniturile în administrația locală, domnule, a crescut veniturile românilor. Sigur, primarilor PSD, dar și tot români sunt. Și cei care iau pensii speciale, tot români sunt. E bine să aibă banii pe care îi bagă după aia în economie. Acum, suntem în situația tensionată în care ne luptăm pe viață și pe moarte aproape, cu tot felul de atacuri nenorocite. Uite, de exemplu, televiziunea publică are acest necaz cu care se confruntă. Oamenii trebuie să știe că în situații extreme, în situații speciale, în situații de urgență, televiziunea națională și posturile de televiziune în general, dar televiziunea națională are un rol determinant. Cam cum a avut domnul Marcel Ciolacu un acte la Revoluție. E bine, mai ales cu un război la graniță, situația se complică în condițiile în care televiziunea națională are atribuții clare în zona asta, inclusiv de siguranță națională, comunicarea cu cetățenii. Da, da. E, în ultimele zile de două ori a fost hackerită televiziunea națională, nu știu care e termenul de specialitate, problema e că sistemul de live al televiziunii naționale, aflăm dintr-un material publicat de jurnaliști de la Libertatea, a fost deturnat. Haideți să vă spunem desfășurarea evenimentelor, după aia ne ziceți dumneavoastră ce părere aveți, nici nu vreau să mai comentez. Sistemul de live al TVR a fost spart, domnul Puzean. Ce zici de treaba? Și poate întâmpla oricum, am mai văzut. Luni, în timpul principalului buletin de știri al Postului, chiar la ora 20, Doamne, bine că ieșim din emisie, noi n-am mai aveam treabă, pe prima știre a telejurnalului. Da. Deci s-a început în forță. Care a fost cronologia evenimentelor? Ne anunță jurnaliștii de la Libertatea, mulțumită unor angajați din televiziunea publică, dispuși să vorbească sub protecția anonimatului. Deci, prezentatorul a oferit informații legate de cutremurul care s-a simțit luni în România, apoi a făcut legătura corespondentului TVR de la Craiova. Timp de 16 secunde, reporterul TVR nu a auzit nimic din mesajul transmis din platou de la București, apoi a început relatarea care a durat doar 13 secunde. Ceea ce trebuie să recunoaștem, domnul Buzeanu, e puțin. A fost foarte concis. Indiferent la ce te-ai referit. Concizie, da, îmi place. Imaginea a fost blocată, înghețată în termen de televiziune. Da. Tu folosești termenul ăsta? Păi, ar trebui. Ghiozdanul de transmisie a fost decuplat de la rețeaua mobilă, apoi pe post a intrat pentru scurt timp celebra miră de reglaj. Ghiozdanul înglobează tehnologia de transmitere live, pentru cei care nu știau. Bun. Regia a apucat să dea play la materialul video pregătit, dar doar după câteva minute, pe monitorul de regia postului public, unde era inițial live-ul de la Craiova, a apărut următorul mesaj, intrat în posesia jurnaliștilor de la Libertatea, intrat și în posesia dumneavoastră acum că îl publicăm. Către televiziunea română. Punct.
Aștept cu drag, după telejurnal, ca cineva de la tehnic să mă contacteze pentru a discuta breșele de securitate descoperite și despre problemele pe care le-am văzut pe posturi. Văd că cineva vă tot sabotează. Vă voi lăsa adresa de mail la final de jurnal. Cu drag, un telespectator fidel. Domnul Zanfi, treaba e în felul următor. Putea să se deturneze chiar emisia televiziunii române? Se putea întâmpla chestia aceasta chiar în regimul televiziunii române pe de-a întregul și să nu știe nimeni, să n-afle nimeni, să ne dea tu această veste în momentele acestea? Dom'le, pare că s-a oprit transmisia televiziunii române. Deci puteam să nu aflăm lucrul acesta, pentru că de regulă nu prea e nimeni atent la ce se întâmplă la televiziunea română. Deci nu are nimeni un obicei în legătură cu televiziunea română. Televiziunea publică. A fost o prăutate gratuită. Mi-aduc aminte când, domne, când se făcea emisiuni mișto la TVR. Uite, de exemplu, mi-aduc aminte, dacă vrei, perioada când se făcea Revelionul, de exemplu, îl făcea domnul Garcia, Revelion. Domne, atunci, da, era o bucurie, da. Bă, acum numai la ce se mai uiți la televiziunea română. Pe vremuri, uite, cum era înainte, făcea domnul Garcia, Revelionul. Da, domne, atunci, da, cu Bidman împreună se adunau oamenii aceia. Așa, da, dar așa, n-ai ce, ce să... Sfatul meu e să nu trăiești în trecut. Da. Să ne întoarcem în prezent, acolo unde avem un punct de vedere de la... Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Domnule, s-a intervenit la nivelul ăla. Ce zice directoratul? Sectoratul Național de Securitate Cibernetică, prin purtătorul său de cuvânt, Mihai Rotariu. Sună de parcă s-a oprit din trimiterea unei rachete în spațiu cosmic și a dat acest comunicat. A confirmat că instituția a fost sesizată prin intermediul serviciului 1911. Asta e situația, da. Despre un incident de securitate cibernetică la televiziunea română. El a adăugat pentru jurnaliștii de la Libertatea că o echipă operativă s-a deplasat la sediul televiziunii pentru investigarea și remediarea problemelor. Investigația este încă în derulare, astfel încât în acest moment nu putem oferi detalii complete despre natura incidentului. Deci se face o anchetă, va fi nebunie mare de tot acolo să vadă ce s-a întâmplat. Care Radu, a fost... e a doua oară când se întâmplă asta, da? În doar câteva zile. Păi, dar e normal, asta e replică. Și la cutremurător. Urmează și o replică. Asta a fost replica. Ce s-a întâmplat acum? Ce povestea mai replică? Pare că are amplitudine mai mare povestea asta de astăzi. Deci, oameni din TVR susțin că este a doua oară când se întâmplă un astfel de eveniment în decurs de câteva zile. Prima dată a fost în weekend. Dar în weekend... Păi nu mai e eveniment. Deci dacă se întrepetă de prea multe ori... Probabil au vrut să facă un atac cibernetic în weekend. Da. Și omul lor de PR le-a spus după aia, băi, hackerilor, păi în weekend faceți voi evenimente, în weekend nu e lumea atent, nu, trebuie să-l faceți, când să-l faceți? Faceți și voi luni, înțelegi? Deci a fost unul pe weekend, n-a prins și l-au mai făcut un atac. Hai să luni. Mai încercăm, hai să mai încercăm. Poate de data asta, uite că de data asta s-a prins mai bine. Da. S-a prins, se discută. Deci da. Cam așa stau lucrurile. Bun. La televiziunea națională, vulnerabilității în sistemul de transmitere live. Păi da, eu mă gândesc că în condițiile tensionate geopolitic de regiune, cu Republica Moldova care se zgâlție în momentul de față, nu așa ne zice doamna Maia Sandu, televiziunea de stat ar trebui să fie așa, ca o fortăreață, domne, impenetrabilă. Și de două zile ei sunt atacați. Dar nu mai televiziunea română a fost atacată, că dacă era doar televiziunea română nu mai zicea nimic, domnul Zafir. Era, domnule, situația electorală. Pare că instituțiile statului sunt sub asediu în momentul de față, de exemplu Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe pare că e sub asediu pentru că e domnul Căciu acolo și pare că domnul Căciu în sine este un asediu la Ministerul de Finanțe. Dar domnul Căciu are și necazuri importante, pe lângă asta cu OMV-ul cu care l-a ține bun, de ce nu a reușit să ia banii de la OMV, de ce a făcut legea aia în halul în care a făcut-o și de ce. Toate acuzațiile astea pe care le aduceți sunt derizorii, pentru că domnul Căciu are și o problemă mai importantă decât asta. Dar nu sunt acuzații, domne. Domnul Zanfir. Sunt niște întrebări. Sunt niște întrebări care, curiozități. Care duc către acuzați. Dar de ce? Că pare că omul poate dânsul va veni să facă o lege. Nu e adevărat. Azi, domne, că așa a spus-o el. Niciodată n-am spus. Erau că nu e în stare. Martor telespectatori. E caseta martor. Că a zis la dispoziție că oricând. Dimpotrivă, eu am spus-o că a făcut-o cu cap cât să nu plătească OMV-ul, ce are de plătit. Ca variantă de lucru. Asta a fost o variantă de lucru. Pentru că cealaltă, într-adevăr, cealaltă variantă ar fi fost cea potrivit căreia, doamne, n-a fost în stare să treacă codurile că e în aferente. Și nu pot să mă refer la Ministerul Finanțelor Publice. În stare, da. Într-o zonă de asta de incompetență să plătească. Nu se, deci așa ceva e exclus. Și de-aia mă gândesc, poate n-au vrut, poate au zis, ia cum facem să evităm pe ăștia. Păi nu-i nevoie, țară bogată cu resurse, avem noi nevoie de banii OMV. Știi? Problema e că Ministerul de Finanțe este în momentul de față în centrul unei alte discuții. O nouă controversă stârnită de această dată printre internauți, domnule Buzăianu. Domnul Zanfir, e un asalt la Ministerul de Finanțe cu care se luptă domnul... Poate, el poate să-i invoce, domnul Căciu poate să-i invoce. Domnule,
și cu legea aia cu OMV-ul, Doamne, iartă-mă, coordonanța aia de... Am făcut-o cum am putut, pentru că noi ne luptam cu pagina de Facebook care era sub asalt, pur și simplu se dorea punerea în stăpânire străină a paginii de Facebook a Ministerului de Finanțe. Hai să vedem ce s-a întâmplat pe pagina de Facebook a Ministerului de Finanțe. Hai să intrăm cu pagina de Facebook să vedeți ce a putut să fie acolo. Mi se pare spectaculoasă această situație prin care trece domnul Câciu și atenție, a reușit să o rezolve, o să vă mire. I-a dat de cap până la urmă, adică dacă vi se pare că domnul Câciu n-ar fi în stare, domnul Câciu o duce foarte bine când are o problemă, o rezolvă. Dar intrați, vă rog, pe pagina de Facebook a Ministerului de Finanțe. Cred că au rezolvat-o între timp. Ca să vedeți ce s-a putut întâmpla acolo. Deci pagina de Facebook, vă citesc, de pe b1.ro, a Ministerului de Finanțe și a schimbat marți dimineață poza de profil cu o imagine în care apar două automobile de lux, fiind neclar deocamdată ce a determinat această situație. Hai să vedem mai jos un pic. Eu uite, are 42.000 de oameni care sunt cu ochii pe... E neclar ce a determinat, deci pare un OZN, pare că extraterești, ar putea invoca domnul Câciu și el, la rândul său, extraterești. Deci e neclară situația asta, e o treabă neclară, e un obiect neidentificabil, această postare. Deci, haideți să explicăm pe scurt că sunt chestiuni de substanță care nu trebuie... Ratate. Exact. Ia în primul rând, deci pe scurt, că nu e așa mare inginerie, Ministerul de Finanțe... Astăzi dimineața avea altă poză de profil. În loc să pună o poză cu inimioare, cu ce se pune, domnule, de poliția, ai văzut de interne, cum a sigur făcut, că da. Interne, da. Cineva a postat, a șters în primul rând fotografia de la copertă, i-a lăsat fără copertă sau în coperta goală, depinde cum pui problema, și au în locul stemei guvernului, sigiliul Ministerului Finanțelor, guvernul României, deci, Radu, așa, puteau să... Chiar, n-ar fi sesizat nimeni ceva în neregulă. Sau uite că și-au schimbat, și-au actualizat poza. Bun. Da, bun. Au pus două mașini de lux, aceste două mașini de lux. Astea două. Puteți să ridicați ca să le putem difuza. Veniți să le cu mașinile astea de lux mai spre mine așa un pic. Astea două. Ia uite. Așa. Un Mercedes-Benz. Și ăla pare un, nu sunt de specialitate, dar pare un... Rolls-Royce. Rolls-Royce, da. Rolls-Royce. Ar putea fi un Rolls-Royce. Confirm, se confirmă. Se confirmă? Se confirmă. Am înțeles. Bun. Așa. Și lumea n-a înțeles. Măi, ce se întâmplă? Chiar așa pe față? Ni s-a transmis de către oficial din Ministerul de Finanțe că astea nu sunt mașinile ministrului. Pentru că a existat această speculație că ministrul spune mașinile mele. Că noi știam că dânsul are tendința de a folosi o mașină diesel sau o mașină pe benzină în funcție de preț. De la și ne-am gândit, a, vezi că asta e diesel și asta e pe benzină. Și deci păreau ale lui. Și ne-au spus, nu sunt ale lui. Dânsul are un... Nu știu ce are. Pe lui. Varburi, nu știu ce. Spune aici postarea asta, domnul Eugen Popa. Eugen Popa. Ce? Pagina a fost atată. Cine e domnul Eugen Popa? E de la ei? Da, e de la ei. Domnul Eugen Popa, de la ei. E cu plajul, da. Spune în felul următor. Pagina a fost atacată. A fost atacată pagina. Deci vă spun cum că... aveți grijă la pagină, că se atacă paginile în draci. Pagina a fost atacată. Mașinile din imagine nu sunt din România. Și nu aparțin ministrului. Deci vă dați seama ce era Ministerul de Finanțe și ce scandale era acolo, bă, și bă, roind acolo până ridicând migurile, am fost atacați. Deci parcă văd așa o stare de asediu, pur și simplu, le-a fost atacată pagina. Deci mașinile din imagine nu sunt din România și nu aparțin ministrului, care conform declarației de avere are un autovehicul Skoda. Și un autovehicul Dacia. Unul pe Skoda, conform declarației de avere și conform declarației proprii, unul pe benzină și altul pe motorină. Zicea la un moment cum costă la pompă. Deci nu Warburg, Lada, ce reținusem eu. O Skoda și o Dacia. Asta e bine. Bun, au fost contemporane brandurile. Și s-a revenit, practic s-a pus stăpânire din nou pe pagina. Și ulterior apare această informație. Haideți să ne ducem către text de această dată. Bine dată. Exemplificat, domnule, aici e un om cu talent. Uite, bravo, deci cineva a făcut poza. De sus, că e bine de sus. Așa. Și s-a revenit. Am revenit. Deci avem confeti. Și aveam senzația că e Caramitru acolo, Dumnezeu să-l ierte, cu Mircea Dinescu. Gata, fraților, am învins. Nu știu, fă-te că lucrezi. Cineva să arată că lucrezi. Ministerul de Finanțe din România are această postare. Și postează ei. Ne-au pus niște confeti. S-a început cu confeti. Asta a fost ideea domnului Căciu. Ei, părerea mea este că asta a fost... Pune niște confete acolo ca să mai destindem un pic atmosfera tensionată de pe pagina de Facebook a Ministerului. Să-mi puneți confeti. A spus confeti și apoi scrie, am revenit, 4 semne de exclamare. 4 semne de exclamare? Mă întreb tu pe mine, Radu. Păi cum 4? Păi normal, nu te întreb, că e clar. Există niște cutume de la oameni încuiați, învechiți, îmbătrâniți în gramatică și în normele limbii române. E suficient unul?
că unul e mai mult decât suficient, dar dacă simți nevoia să zbieri pe pagina Ministerului de Finanțe, bine ar fi să respecti o regulă simplă. Semnele de punctuație se folosesc în număr impar. Da. Unu. Sau trei. Trei dacă... Și cinci dacă ai chiar am înfrânt. Da. Bun. Ei au pus patru. Da. Că ei sunt, au specialist în comunicare la Ministerul de Finanțe, care așa știe el. E foarte noi bine. Adevărații administratori. Noi, ai adevărații pagini, administratori ai pagini. Astea ei sunt aici, nu mă feresc. Noi, adevărații administratori. Aici începe o piesă hip-hop. Noi, adevărații administratori ai paginii oficiale de Facebook, a Ministerului Finanțelor, semnul exclamării. Da, eu știu, am revenit. Auzi? Patru semnul exclamării, după care noi, adevărații administratori ai paginii oficiale de Facebook, a Ministerului Finanțelor. Da, eu semnul exclamării, fără predicat. Vin cu o întrebare dramatică, domnul Zafi, de unde știm, domne, că sunt administratorii și adevărat și nu e cumva în continuare tot o zonă de... Eu sper că n-au revenit și că ei nu sunt adevărați. Eu sper că hackerii încă dețin controlul. Dacă nu și că asta e o postare a hackerilor. Trebuie să facă domnul ministru de finanțe Căciu o conferință de presă, da, să vedem cu figura domniei sale, deși cu realitatea asta artificială mă pot aștepta poate și așa un ceva. Deep fake. Să apară. Deep fake. Da. Poate fi. Știm. Dezamăgirea e mare. Mă, după cum, dar astea sigur nu sunt versuri. Noi, adevărați administratori. Știm. Dezamăgirea e mare. Că mașinile nu au fost ale noastre. Nici de luat, nici de dat. De Valentine's Day. Nu știu. Ce, Doamne? Deci, știm, dezamăgirea e mare. Că mașinile nu au fost ale noastre. Nici de luat, nici... Tu nu ești prieten cu puia? Ba da. Nu poți să-l întreb dacă toată n-ar merge pusă pe un beat. Fraza asta. Știm, dezamăgirea e mare. Că mașinile nu au fost ale noastre. Nici de luat, nici de dat. The Valentine's Day. Cum era, domnule, versul? Că dacă erau băieți, știau dacă că avem... erau băieți, știau că e nevoie. Da. Luați-vă mașinile înapoi, pare să scrie. Avem Škoda și Dacia. Vrem să mulțumim colegilor de la Guvernul României, care ne-au ajutat să remediem problema cât mai repede, și celor de la Meta, care și-au pus toate motoarele în mișcare să ne reintrăm în vigoare. Să ne reintrăm în drepturi. Dar marile noastre mulțumiri n-au cum să nu meargă către Radio Zoo. Și campania de astăzi, chapeau. Mânuțe, stai aici. Am intrat într-o... Nu cred că e așa ceva adevărat. Unde suntem, domnule, aici? Este o glumă. Deci, Ministerul de Finanțe. Deci fii atent. Da. Hashtag-ul ăsta nu l-a luat. Vedeți că nu v-a luat un hashtag. Vrem să mulțumim colegilor de la Guvernul României. Da. Bate-mă și tu de-n palme, că oamenii ăștia nu le-au pus degeaba. Da, domnule, gata. Care ne-au ajutat să remediem problema cât mai repede, și celor de la Meta, care și-au pus toate motoarele în mișcare să ne reintrăm în drepturi. Dar marile noastre mulțumiri n-au cum să nu meargă, dublă negație, către Radio Zoo și campania lor de astăzi, chapeau. Chapeau, ne îmbrățișăm. Spectaculos. Am strâns atâtea like-uri. Băi, e pentru oamenii care nici nu știu să citească. Au simțit nevoia să-și exemplifice. Și comentarii haioase încât ați reușit să ne face să râdem în hohote. Deși numai de râs nu ne ardea. Takeover-urile nu amuză pe nimeni, mai ales când vorbim de paginile instituționale. Sperăm să nu ne mai petrecem prea curând zilele de muncă, așa cum am făcut-o astăzi. În final, dacă tot s-a deschis apetitul pentru mașini și licitații, check this out! Check this out! Trebuie că ai s-o de la tine! Ai s-o de la eu? Păi sunt eu cantautorul Ministerului de Finanțe? Check this out! ANAF anunțuri, verificări, bunuri, vă pune la dispoziție o gamă largă de produsuri Smiley Face! Bun. Nu, refuz. Domnule, fac refuz de Facebook. Nu vă cred. Nu, deja. Dați-mi voie să intervin în primul. Așa ceva nu există, domnule. Nu avem certitudinea că s-a repus în drepturi această pagină, că a intrat pe mâna domnului Căciu. Nu știm că această postare aparține. Nu știm, n-avem de unde să știm. De unde să știm noi? Poate în continuare avem de a face cu niște oameni rău intenționați, dar dacă totuși este o postare făcută de către cei de la Ministerul de Finanțe al României, vreau să vă întreb dacă mai sunteți mirați în privința faptului că ordonanța aceea de urgență e făcută în așa fel încât să pierdem o grămadă de bani, să nu reușim să cuprindem în ea această companie OMV, și să vă întreb așa pur și simplu, ca omenește vorbim, plecând din zona dacă asta, Ministerul de la Finanțe, umbra acestei postări. Deci dacă Ministerul de Finanțe așa scrie o postare, cum o scrie o ordonanță de urgență? Încep să cred că nu e, domnule. Deci am înlăturat suspiciunea că ar fi umblat cu OMV. Asta am vrut să remarc. Nu e. Deci că poate vă întrebați. Pe de altă parte, v-ați dezincriminat pe aspectul colaborării și șmenului. Nu există. Check this out. Check this postare out. Și dacă deci așa s-a scris o postare, cum se scrie o ordonanță de urgență la Ministerul de Finanțe?
Asta este întrebarea cu care vreau să rămânem în timp ce luăm o scurtă pauză de publicitate și năvălim după aia pur și simplu. Și au avut barter cu Radio Zoo, că mulțumim colegilor de la Radio Zoo. Dar dacă asta a fost campania lor de imagine, așa s-a gândit acolo un spin doctor care a spus, fii atent, mutăm discuția după UMV Petrom, cum? Lasă-mă 5 minute pe Facebook-ul tău. Dacă asta a fost o strategie de comunicare, să nu mai vorbim despre coduri ca el. Că ai văzut astăzi un pic de coduri KN și mult despre check this out. Și au și, promovat ANAF valorificare bunuri. S-ar putea spectaculos. Să fie. Este spectaculos, bine. Dar este și un pic trist. Luăm pauză, ne întoarcem, revenim. Veseli, bună România. Dacă nu va fi deturnată emisiunea, check this out, check this publicitate. Au. Dar nu vreau să vă îngrijorez, departe de mine intenția asta, adică nu e ca și cum asta ne dorim și e genul nostru de program, să îngrijorăm populația, dar domnul Rafila e pe punctul să decreteze o epidemie nouă, o epidemie de secretari de stat în cadrul Ministerului Sănătății. E pe punctul să se decreteze așa ceva, încă nu e oficial, vă spun ce avem pe surse, dar așa cum arată domnul Zanfir, nu poți, e singura variantă, e o chestiune care trebuie rezolvată în felul ăsta. Dom'le, e o epidemie. Numărul cazurilor de secretar de stat la Ministerul Sănătății a explodat în ultima perioadă. Avem o rată de transmitere a secretariatului de stat îngrijorătoare. În momentul de față sunt confirmate câte cazuri de secretar de stat, domnule? Domnul Zanfir, am ajuns, deja avem șapte cazuri avem de secretar de stat. Cazul numărul șapte, dacă îmi puteți spune cine este cazul numărul șapte acolo? Cazul numărul șapte este un plus un secretar general. Aia știam, domnul Buzan. Doi secretari generali ajunți, Alexandru Florin Rogobete. Dânsul este cel mai recent diagnosticat caz cu secretaria de stat la Ministerul Sănătății. În total sunt șapte persoane în momentul de față care au fost confirmate cu secretaria de stat. 7 pozitivo secretari de stat la Ministerul Sănătății. Domnule, Ministerul Sănătății condus de domnul Rafila are 7 secretari de stat, un secretar general și 2 secretari general ajung. Și îmi veți spune, păi și cât să aibă, domnule? Stai, domnule, un pic, că până la urmă poate e bine așa, poate că e un fel de a profesionaliza acest minister, domnule, ai nevoie de oameni să miști, să faci, să treci. Care e problema? Sunt mulți, aia e problema. Sunt mulți, ok, ce înseamnă mulți? Păi uite să spun o poveste. Că așa ziceau și la cine, că am vorbit mult. Exact. Când e mult. Doar că eu pot avea un reper. Nu știi când e, cum? Pot avea un reper. Ah. De exemplu, finalul anului 2019, da? Finalul anului 2019, la Ministerul Sănătății, domnul Uzeanu, erau 4 secretari de stat. Și atenție. Noi am dus pandemia cu mai puțin secretar de stat decât are astăzi Ministerul Sănătății. Da, acum e situația mai tensionată. Acum avem problema extrateriștilor, avem problema... Nu intră în atribuțiile Ministerului nu Sănătății. Nu când ai nevoie. Nu deci la Ministerul Sănătății vă citesc o știre din decembrie 2019. Toate cele 4 posturi de secretar de stat, deci în decembrie 2019, da. Vorbeam în termen de 4 posturi de secretar de stat, acoperindu-le pe toate. Toate cele 4 posturi de secretar de stat prevăzute în organigrama actuală a Ministerului Sănătății au fost ocupate. Andrei Baciu și Vasile Lucian Pintea au fost numiți astăzi în funcție. În cazul domnului Vasile Lucian Pintea nu mă pot pronunța. În cazul domnului Baciu consider că a fost o decizie bună și mă surprinde că o decizie bună a persistat atâta timp. Condițiile în care este un profesionist, Andrei Baciu, și care a prins Ministerul Sănătății, a și condus Ministerul Sănătății, când Ministerul Sănătății n-avea nici pe departe numărul de secretari de stat, de demnitari în funcție pe care îi are astăzi. Ba mai mult decât atât, domnul Nelu Tătaru și domnul Andrei Baciu ți-au condus Ministerul Sănătății în cel mai grav moment din punct de vedere sanitar. Epidemiologic, da. Sanitar, dacă vrei să spui, din istoria recentă a României, cu mult mai puțin secretar de stat. Și trebuie să te întreb, domnul Buzeanu, că îmi stă pe limbă. Vrei să o țin în mine? Să mă roadă până înăuntru? Nu plecați acasă așa. Nu pleca așa nerăspuns acasă. Da. Dacă oamenii ăia au putut atunci să conducă Ministerul Sănătății în cel mai important moment pentru Ministerul Sănătății, da, din istoria recentă a României, cu mai puțin secretar de stat, de ce are domnul Buzeanu
nevoie domnul doctor Rafila? Dă 7 secretari de stat, un secretar general și 2 secretari general ajung și nu știu dacă n-are și subsecretar domnul de stat. Zavie, așa trebuie să verificăm dacă n-are domnule, și subsecretar. Așa cum puneți problema, sigur că iară tensionați atmosfera când eu vreau să nu, se... Nu, domnule, relaxat întreb. Ca poveste bună ceea ce ni se întâmplă. Eram pe pagina domnului Alfred Simonis care zice... O nouă veste bună, zice domnul Alfred. Păi o nouă veste bună pentru un nou secretar de stat. Nu, zice pentru Timiș. Pentru Timiș da, e o nouă veste bună, nu pentru cel care a fost numit. O nouă veste bună pentru Timiș din lumea medicală. După numirea reputatului profesor Dorel Sândez la conducerea Spitalului Județean din Timișoara, un alt timișorean, Alexandru Ragobete, cel despre care vă spuneam, pentru că noi avem Valentine's Day și știu că noi avem și noi sărbătoarea noastră. Avem Ragobetele. Și astăzi, uite că a fost... Sărbătorește... Chiar de... Uite ce interesant, domnule, cum s-a nimerit. Dar nu știu, la casă la numit l-a pus mai de mult. Dar, da. Adică ieri. Da. Zilele astea. Domnul da. Buzian. Domnule, dar pot să înțeleg acum cum prezintă liderul social-democrat Alfred Simonis? Da. Lucrurile, deja mi s-a ridicat vălul de pochi. Problema e că mai trebuie puși secretar de stat să se bucure și celelalte județe plus cele 6 sectoare din București. Adică... Sectorul agricol Ifov n-are pe nimeni acolo? Sectorul agricol Ifov, în ce am înțeles, are ministerul său. Îi trebuie secretariat de stat. Da. Dar, domnul Puzianu, păi nu așa se procedează. Deci noi anunțăm o veste foarte bună pentru județul nostru, pentru comuna noastră, pentru familia noastră. Și pentru familia domnului Ragobete. Pentru familia domnului Ragobete, o mare realizare. Mergem. Pentru familia social-democrată, care mai are un demnitar acum. Vreau și eu să știu. Da, la Ministerul Sănătății. Când aveți timp, când vă mai rezolvați din presiunea asta. Când vă mai liniștiți un pic. Epidemiologică sub care trăim, când vă mai calmați din cu secretar de stat, când vă mai odihniți pixul cu care semnați numirile. Da. Ce faceți, domnule, cu toți? Cu toți 7 deodată? Faci o echipă de fotbal. Cum? Poți să faci o echipă a ministerului. Deci, pentru fotbal de sală deja sunt prea mulți. Deja sunt prea mulți. Se va intra bine pe gazon cât de curând. Naționala Ministerului Sănătății, exclusiv demnitari. Da. Bun. Pauză până mâine să aveți o Românie bună. V-am dat și o veste bună pentru județul Timiș. Veste bună pentru Timiș. Rămânem... Da. Ne vedem mâine la 6. Ce să mai... Mâine ne vedem la 6, nu la 7, cât secretar de stat are Ministerul Sănătății. Toate cele bune, mâine la 18, numai bine, la revedere. Perfect.